Sunt foarte bucuros de ce au realizat echipa națională. Bravo lor, îi felicit, bravo federației că, uite, până la urmă și meritul lor este. Mă bucur, sper să terminăm pe primul loc și să avem o grupă cât mai ușoară, pentru că asta va ajuta fotbalul românesc pe viitor. Dar credeai că România poate fi surpriza acestei grupe? Dar nu este nicio surpriză, adică nu e... S-a vorbit de la început și toți am crezut în România și am crezut că vom termina pe locul 1 sau 2. Noi cu Elveția ne vom califica mai departe. Dacă vă aduceți aminte, că așa a fost de la început, nu? Și mai departe, la Euro, ce crezi că vom face, Gabriel, acolo? Păi... Eu sper, normal că niciun meci nu e ușor, nu? Eu sper să ieșim din grupe, că dacă am ieșit din grupe, am ajutat foarte mult fotbalul românesc. Promite generația asta, așa cum o vezi? Păi dacă ne-am calificat la Euro, nu înseamnă că promite, nu? Și sperăm... jucat la un turneu final, știi cum e atmosfera acolo. Un singur sfat pentru băieții ăștia, că doar Stanciu și Alibe că au fost la un turneu final. Păi n-am ce sfat să le dau. Sfatul meu, n-am ce sfat, dar tot le dau. Să joace cum au făcut-o până acum, nu? Pentru că au făcut o țară fericită și sperăm și la campionatul european să ne facă la fel de fericiți și să ieșim cu toți în stradă. Dar se poate spune că avem în sfârșit o echipă în adevăratul sens al cuvântului după atâția ani, după dat timp? Vorbim de unitate, de unitate, de nu știu ce. Păi cum ați vorbit și că... Și de antrenor echipa națională, că n-are nicio șansă să-și dea demisia, să nu știu ce, să nu știu cum. Critici, ați văzut că la noi există de la început până la sfârșit. De la început până la sfârșit, stai puțin să termin, te rog. Ceea ce ați văzut astăzi, un stadion plin, asta ar trebui să fie de la început până la sfârșit, nu doar la bine, hai toți lângă echipa națională. Pentru că cred că s-au săturat și ei de atâta critici. Sincer, că și eu mă săturam când eram la echipa națională de mă criticați, mă făceați varză și ne criticați pe toți că nu facem, nu dregem, nu știu ce. Adică, dacă suntem la echipa națională și suntem naționali, suntem români, hai să-i ajutăm de la început până la sfârșit, indiferent de rezultate. Nu să dăm în cap la lume. Asta suntem obișnuiți, să dăm în cap. Mereu poate am dat. Generația asta să ofere momente unice, momentele alea pe care le așteaptă toată lumea? Păi, ăsta e primul moment, nu? Unic. După 8 ani de zile, văd că avem ceva cu 8 ani, din noapte în noapte. Păi să dea Domnul, nu să dea Domnul. Dar v-am spus, eu zic că dacă se vor prezenta cum s-au prezentat în campania asta de calificare, vom face o figură frumoasă la Euro. Ați văzut și meciul de astăzi, nu știu ce se întâmplă în tabăra elvețienilor, dar i-am cam dominat astăzi. Și ați văzut ce înseamnă încredere, ce înseamnă să știi că ești calificat, deja joci mai dezinvolt, cum s-a întâmplat și astăzi, și cred că am fost peste ei. Personal, ți-ai dori o grupă grea cu adversari tari? Ai fost într-una de foc? Personal, mi-aș dori să ieșim din grupe. Cred că și voi la fel, nu? Sau toți românii, ne dorim să iasă România din grupe. Nu mi-aș dori nici una, nici alta, nici ușoară, nici grea, mi-aș dori să ieșim din grupe. Ți-a început să zisească fotbalul sau încă ești așa? Nu, îmi lipsește deloc fotbalul. Nu? Știi ce relaxant sunt? Da. Senzațional. La derby te vei uita? La Dinamo FCSB te vei uita? Sau vei veni la meci? E cam dificil să mă uit la meciuri. Că mi se face dor și schimb canalul. Da? Nu te poate fi, da? Ai luat o pauză seriale, de filme acum? Filme, seriale, care sunt alternativele? Și filme și seriale și altceva. Mulțumim mult! Da. Hai, v-am pupat!